Domnul? Da. Bună seara încă o dată la toți. Eu sunt sigur că, cum a spus și doamna, că în sala dată sunt persoane care au până când la momentul dat un idee față de acest instrument. Da, ok. Dar sunt cu siguranță și persoane care își tranzacționează în continuare și au destul de bună experiență în tranzacționarea prin aceste instrumente a pieței energetice, care este o parte componentă a pieței mărfare. Da? Cu toții noi cunoaștem că piața mărfară face parte din piețele financiare internaționale și, cum a menționat colegul meu, domnul Cristian, anume brandul Vitea, petrolul de marca Brent, petrolul de marca Vitea, ele sunt cele mai tranzacționate din piața mărfară, adică instrumente adică și îndrăgite de către noi. Și mai mult ca atât, că pe aceste instrumente, fiind având o volatilitate destul de bună și mare, adică dând o perspectivă de a lua profituri bune pe aceste instrumente, în mod evident, noi cunoaștem știrea de care se publică și au avut loc chiar astăzi, la orele 5:30, da, au fost rezervele de petrol, care, ca de exemplu, eu personal am avut posibilitatea, plasând ordinele amânate, să prevăd și să mă folosesc de această știre. Astfel, aveți și voi această posibilitate. Doar tranzacționarea cu ordinele amânate, voi o cunoașteți toți, pe care noi o studiem. Dar asta noi, pe parcursul ăsta, să atingem și deodată. Dar să, cum a spus domnul Cristian, să începem, adică, un scurt istoric despre evoluția acestor două instrumente și anume formarea, însăși la formarea prețului. Prețul, prin ce înțelegem noi, adică, la ce cuprinde în sine formarea prețului. Ceea ce vedem noi însăși pe grafice. Cum părerea dumneavoastră? Cererea și oferta, corect. Adică și anume aceste două instrumente, la fel, adică formează evoluția prețului, reprezintă cererea, puterea de cerere, atât și raportat la ofertă, în mod evident. Sau invers, cum se folosește, indiferent care l-ar fi. Ia. Da, da. Scoate-o, domnule. Da. În primul rând vreau să înțeleg că noi facem o discuție și să putem toate punctele date ca să fie și productiv și pentru noi și pentru noi. În primul rând, care din instrumentele brand de ai care mai tare le preferați? Ele sunt identice, da, ele nu sunt identice, merg, au diferență de preț, dar în mare măsură reflectează prețul exact aproape exact același fel, da? Adică dacă una crește, are tendințe crescătoare. Brânț, ofiteaia, tot are tendințe crescătoare. Noi, acum este brandul. Brânzul? Englez. Este petrolul extras din Marea Nordului, da? Viteaiu? American. Din Golful Mexic, din Ticas, da? Sudul. Sudul, da. Acum, cum se formează aceste prețuri? Avem cerere și ofertă. Evident că când situația globală este, spunem, satisfăcătoare, când situația este bună, economiile se dezvoltă, ce face petrolul? Crește. Crește. De ce? Crește cererea de petrol pe piață. Exact așa noi cunoaștem cazul cu cum s-a început pandemia, dar ce s-a întâmplat pandemia și cu petrolul? Primul s-a avut spre petrolul. De ce? Nu era întrebat. De ce? De cauza glumelor că dorim să nu avem nevoie. Dar primul val. Când a fost căzătura foarte puternică pe... Petrolul mai a fost izolat și când și trebuie. Și el nu trebuie. De acord, aveți dreptate. Deci la început s-a început cu China. Da? Deci de la China s-a început focalul. China este cel mai mare consumator. Foarte corect. S-a început de la China, fiindcă China este cel mai mare consumator de petrol. El consumă cel mai mult petrol, fiindcă acolo sunt industriei, fapt și mai departe. Petrolul în luna ianuarie a făcut o căzătură puternică în jos. După care, evident că a apărut deja la nivelul mondial izolarea totală și evident petrolul a avut o căzătură foarte puternică până când nu a venit măsurile de sprijin pentru a recomenda petrolul care vom discuta acum. Adică cererea se formează la nivel global. Acum, oferta. Cum este reglementată oferta pe piață? Este un moment tot foarte important. Dacă cererea este reglementată atunci când totul este bine, cresc industriile, cresc economiile, se consumă mai mult petrol. Oferta. Pe ce este reglementată oferta? Piață.
este. Companiile care extrag petrol. Prin ce organ este reglementat extragerea de petrol, spune așa? OPEC-ul, da? OPEC și OPEC Plus, da? OPEC Plus, e plus este încadrat și Rusia. Cum a influențat OPEC Plus? Noi am văzut pe grafic, anul 2020 a fost un model foarte, foarte bun pentru trader să vadă cum organizația dată a putut reglementa cu petrol. Exact ce s-a întâmplat pe 1 mai 2020, când a fost conferința dată și atunci s-a... Și toți au început, toți au mișurat rezerve de extragere de petrol, fiindcă chiar domnul Cornel astăzi discuta, spunea că ca să oprești extragere de petrol, să oprești, să închizi, da, sondele date. Repornirea lor este mult mai scumpă decât să formezi sonda cea de la nou, de la zero. Adică ca să repornești o sondă, e mult mai... Și evident, cum țările care extrag petrol, nu tot acolo știți cum robinetul se închide și gata, da? Adică petrolul tot se extrage în volume, într-o oarecare măsură, și evident că rezervele deja erau pline. Și ce au făcut OPEC? Au reglementat, au coborât rezerve de petrol până la minim, până când, evident, țin minte, era conflictul între Rusia și OPEC, nu vreau eu să cedeze, dar în final asta a fost istorie, care noi deja să... Din trecut, din istoria se repetă, noi ne învățăm în prezent să folosim datele date. Acum, recent, care este situația cu OPEC Plus? Cine cunoaște? Au luat lecția data trecută. Au luat lecția data trecută, așa e? Deja nu... Bună. Deja nu mai încearcă, spunem așa, să vad, știți cum, la început... Da, foarte corect spus. Fiindcă era, dacă cine cunoaște, din ce s-a întâmplat anul trecut, da, la început, unele țări au crezut că nu a să fie așa nivel impactul acesta la mondial, cum ar fi Rusia, da, domnul ministrul externe, da, a închis ușa la organizația dată și a spus că noi să ne clarificăm. După care, atunci, OPEC-ul i-a propus Rusia să mișoreze volumul de petrol cu 500 de mii de barili pe zi, da, pe 24 de ore. După care, Rusia a venit și a spus că noi mișorăm la 1 milion și ceva de barili pe 24 de ore, numai dat să facem ceva, să reglementăm, că deja suferim foarte mult și economia noastră a suferit. Și e că așa se reglementează cererea și oferta pe piață. Evident că acum ei iarăși, cum a spus într-o lecție de trecută, nu vor să ei să doar în zadar să fie așa. Ei s-au învățat, au luat o lecție și acum, evident, în luna februarie și în luna ianuarie au fost întâlnirile OPEC Plus, unii ei au reglementat și de ce ești petrolul a ajuns la prețul lui care a ajuns în anuit maxim de luna ianuarie, de ce ești petrolul a crescut foarte mult. De ce e că ei au reglementat cererea și oferta. Și evident, situația în lume acum nu este atât de bună cum era odată, spunem. Încă sunt mai ieftin de lucru și evident că petrolul va avea o tendință mai mare crescătoare în viitor, ceea ce vom discuta acuși, dar anume, sprijinul dat a organizației OPEC Plus a putut revenirea petrolului în forță, ceea ce noi nu ne-am așteptat ca să fie atât de brusc, creșterea care a fost foarte repede, de ce? Că toți au fost pregătiți și au putut menține contractul, să spunem cererile care au fost pus acolo. Acum, prețul care se formează, care a spus domnul Cornel, se formează pe piață de cerere și ofertă, noi al vedem și cum noi să-l folosim în folosul nostru, cum toată informația asta care e, OPEC Plus, rezerve de petrol care se publică în fiecare săptămână, cum să le folosim pentru noi și cum noi deschidem tranzacții și cum evident noi să facem un profit. Traderul ce trebuie să facă? Bani să facă, da? Indiferent de situație. Acum și noi vom porni graficul și vom discuta despre cum se lucrează analiza fundamentală și tehnică, dar până atunci domnul Cornel mai are de adăugat. Da. Eu, în completare cu colegul meu, eu să mai menționez încă o metodă prin care însăși organizația OPEC Plus, fiind organizația internațională și reglementată, anume domeniul de ce ține de petrol, domeniul petrolier. De ce s-a întâmplat căderea bruscă a brandului Viteaiu? Da, avem dreptate. S-au închis industriile, s-au fost lockdown-uri, practic, într-o perioadă de timp, a fost un lockdown chiar mondial. Deci, practic, toată lumea era într-un lockdown și, din câte, chiar astăzi eu am făcut cunoștință cu careva știri, Olanda se gândea până în prezent, adică cumva se limiteze restricțiile de circulație pentru cetățenii proprii. Deja în continuare dorește invers, să le înăsprească, deoarece însăși ștamul ăsta COVID-19, care ștamul 2 din Marea Britanie, adică el
este cu mult mai agresiv și încă nu, și la acesta încă oamenii nu cunosc cum să corect să reacționeze. Da? Dacă la primul val, adică s-a pus o cooperare internațională, da, noi cunoaștem vaccinurile, da, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V și deja indienii prin înțelegere cu Federația Rusă și organizează și propriile vaccin. Da, ținând cont de faptul că căderea dată a avut loc foarte brusc, nu numai au dus anume factorii dați. Rezervele de petrol toate erau pline. Tankerele care se aflau adică în drum spre aceste rezerve, ele nu aveau unde să le pompeze, adică tot petrolul dat. Însăși, faptul că cererea practic era la zero, asta și-a dus încă mai tare la o căzătură a petrolului, fie de marca Brent, fie de marca BTI. Doar cu toții cunoaștem ce, pe lângă factorii economici, factorii naturali, mai este cel mai important factor psihologic. Dar factorul psihologic, asta noi toți suntem, participanții pe piețele financiare internaționale. Care sunt ei, noi cunoaștem. Deoarece însăși această dispoziție, pe lângă faptul că el nu s-a micșorat extragerea, erau rezervele. Deoarece e unica posibilitate care aveau de a reglementa prețul, anume fie de a închide total extragerea pe o perioadă oarecare, fie de a micșora numărul de barili extras per zi. Da, cum a spus și domnul Cristian, conform procesului tehnologic, logic să știți că adică a opri o sondă, nu e atât de ușor și este cu mult mai costisitor de a o reporni. Deoarece acolo, însăși din motive pur tehnice, asta este. Dar pe noi, asta puțin ce ne-ar interesa, în mod evident, noi trebuie să ne folosim fie de situație, fie de știri, fie de oricare factor care nu influențează prietul, da, asupra acestor două instrumente. Și în cazul dat, adică, anume, iată, prin micșorarea extragerii volumului de petrol, OPEC și OPEC Plus pot reglementa și menține la un nivel destul de mare, adică prețul pentru aceste două instrumente. Credeți-mă pe mine că acum nu este totală restartare, adică a economiilor globale. Da? De ce eu spun asta? Deoarece în prezent prețul se află la același nivel de unde s-a pornit căzătura înainte de pandemie. La Brent și la BTI. Asta ce înseamnă? Că economiile globale se află la aceeași putere ca și înainte de această căzătură. Dar nu este așa. Doar noi știm că în continuare unele țări se află în lockdown-uri totale sau parțial limitată, anume circulația persoanei. Asta tot este un factor. Asta este o modalitate în continuare care adică, produce efecte asupra prețului dat, asupra prețului pentru instrumentul dat. Așa, mai departe. Ca să înțeleg, de ce traderii, în mare măsură, le este atractiv brandul și BTI? De ce transacționează traderii cu brandul și BTI? Volatilitate. Da, volatilitate. Mari profitări sunt mai mari decât pe piața valutară, de exemplu. Este un activ. Este un activ, spunem așa, care este foarte volatil. Și aveți dreptate. Este unul din activele care noi, ca dumneavoastră, am ajutat să ne după etapa de practică. Când persoanele trec în etapa de practică, noi trecem întâi pe piața valutară, fiindcă este puțin mai volatilă. Reacția noastră este mai rapidă ca mișcare pe piață și noi putem orienta. Piața de mărfuri, cum ar fi, include nu doar petrolul, dar dacă vorbim de petrol, aur, metale prețioase, este mult mai volatil. Și evident trebuie un pic de experiență după care să ne încadrăm în piața de mărfuri. Dar este un avantaj, volatilitatea, foarte, spunem așa, foarte lichidă este piața dată și oferă
posibilități foarte bune. Doar că trebuie, evident că unii sunt posibilități foarte bune, dacă nu putem gestiona posibilitățile date, ne asumăm și careva, punem riscuri pe piață, da? Pentru că traderii iubesc așa instrumente volatile, cum ar fi petrolul, aurul, piața de capital, sunt careva traderi care acolo, pe acțiuni, acolo interesant, da? Să pice sute, acum din piața valutară, lira turcească, tot interesant, face și mișcări așa spectaculoase. Adică ești un activ volatil, încă. De ce traderii îndrăgesc pe brandul și de-aia? Reacționează bine la știri. Așa, scrie la analiza fundamentală. Este previzibil. Da, Statistica spune că noi observăm toți tendința acestea automobilor deja electrice, hibriduri, da? Mișorează din cauza, spune, tendinței noastre globale de a... Mai eco, da? Cererea la petrol cade 2%, 3% pe an. În fiecare an cererea cade la petrol din cauza că sunt așa... Nu, evident că automobilul ăsta e din tot consumul de petrol, așa e părcic foarte micuț, nu consumă automobil, cel mult petrol. Asta e așa, cel mai micuț. Deci companiile mari, companiile aeriene, ele consumă mult petrol. Așa, analiza fundamentală, foarte bine se dă analize, și fundamentală și tehnică, încă. Ce avantaj? Mai are brandul și fiteaie, deși traderii așa tare vor să înțelegeți brand și fiteaie. Să înseamnă dacă pui tranzacții pe una și trebuie să pui și altă în plus. Sunt două active și putem să le... Asta este o situație cum a fost, numai că este invers, că tare. Euro-dolar și francul elvețian odată mergeau în oglindă, înainte de criză. Adică dacă euro duce în sus, francul duce în jos. El cam cum tot, cam încearcă, dar din cauza pandemiei date, deja s-au reglementat, s-au destabilizat. Dar înainte mergeau ca în oglindă. Dacă făceai analiză pe euro, pe ce așa nu mai trebuie să faci analiză. Pe inversul, sell sau buy, nu contează. Fix așa, până la Brexit, euro cu euro-dolar cu GBP. Da, mergeau... Era sterline. Era necesar numai pe euro de făcut sau pe GBP de făcut o analiză. Și prognoză și o foloseai fix identic la euro. Până la Brexit. Acum este corelată să împărădăm cu dolarul canadian. Super, da, este momentul, da, dacă petrolul, de exemplu, crește, da, canadianul face o scade, este așa o polera. Se întărește doar canadianul. Da. Numai că avantajul care a spus dumneavoastră, eu uneori la trader, mai trader de începători, eu aș spune așa, diversificare aici. Care? Doar că la trader începători asta poate dăuna. De ce? Pentru că sunt cazuri când traderul a făcut o analiză și a mai zis început pe și careva sau careva emoție și poate nu este încrezut în analiză, îți schide o tranzacție de bani sau nu contează și evident schide și bani sau pe ce ești cotați. Și evident cum poți fi profitul să fie dublat, evident și riscul, da, stop loss poți fi dublu. Deci la început eu recomand traderul doar să focuseze doar pe cotații bine pe brand sau pe instrument pe brand sau VTI, să o analizeze din adevăr și să o folosească. După care, Cade. Pentru că noi plătim deja mai puțin dolari pentru un baril de petrol. Și noi este și tangența dată care trebuie să o urmărim. Și uneori noi vedem că petrolul cade, noi ne dăm seama că dolarul se întărește. Trebuie să întărească. Și este tangența dată. Diversificare. Mulți traderi analizează și îndrăgesc
mai ales anul 2020, de ce? Pentru că noi tot timp vorbim de factorul acesta a fost major, dar de factor natural. Și, de exemplu, factor economic a fost la noi în lume, da? Și noi tot timp spunem că piața revine la inițial, mai devreme sau mai târziu, da? Este o criză, este un atac terorist, este un conflict, piața face o căzătură, fiindcă se dau. Și, în final, e oricum ajunge mai devreme sau mai târziu de unde să pornim. Da, dar pe valutoare a ajuns foarte repede, da? O ajuns, nu, mai are de încă, spunem, de, mai are de lucru cu aurul, încă nu a ajuns la nivelul său de când s-a pornit din 2020 în martie, da? Mai are coborât. Eu cred că aurul scoboară atunci când tot într-adevăr să fie bine, da? Adică tot economia să fie restartată de nou. Și noi, noi traderi, și avem traderi care au deschis tranzacții de cumpărare, și au închis-o, dar nu, evident că n-au menținut, nu știu dacă personal nu cunosc niciun trader care au menținut tranzacții până acest sos, dar poate sunt la colegii mei, mulți au închis tranzacții când au fost primul, știți, în Breț, când se începea a doilea val în lume. Și atunci petrolul a început o stagnare, a stupat gâmpul, da, țineți minte gâmpul ce l-a stupat, făcut o stagnare pe care a căzut brusc în jos. Toți acolo, înainte, da. O căzut în jos. Și înainte de asta, pe care au spat găbul, da? Așteptam ca să le închidă. Așa. Deci, mulți folosesc diversificare. Ce înseamnă diversificare? Pentru că noi, evident, când tranzacționăm traderul, da? Cine prea, cine studiem, oricum, deschid tranzacții doar pe brăcete. Deschid pe piața valutară. Deschid pe care piața de capital încearcă, da? Care traderaș așa, vor să aprinde piața de capital. Da, diversificare. Nu pune toate ouăle într-un coș. Anume, petrolul este un instrument care oferă traderilor pe o perioadă lungă de timp ca ei să schidă tranzacții lungi, ca să aibă ca un airbag, anume dit petrol. El are posibilitatea dată și anume este un instrument care ne oferă posibilitatea dată și traderii îl folosesc. Deschid tranzacții în perioada lungă de timp, fiindcă el în perioade scurte, este foarte volatil. Și uneori traderul, din de cel poate să nu reușească cu analiza tehnică și fundamentală, dar perioada lungă este mult mai previzibil, cum au spus și colegii dumneavoastră, este mult mai previzibil. De ce mulți traderi au fost pe diversificare? Încă, avantaj. Este lichid, se poate făcut profit bun, da? Să dă analize fundamentale, să dă analize tehnice. Da. Tehnice. Și acum vom vorbi despre analiza fundamentală și tehnică, pentru că chiar astăzi, da, a fost o situație foarte interesantă piață, care traderii au folosit-o și care au luat și pozitiv și negativ, pentru situații sunt diferite și trebuie să vedem care au fost greșelile, deci traderii au luat pozitiv și negativ. Încă avantaj. Ce e avantaje dumneavoastră personală să ne stămțâți, fi petrol, de ce vă place petrolul, brand, marca brand, ce putea? Cam aici, da? Ok, mergem mai departe. Analiza fundamentală și analiza tehnică. Ce cuprinde analiza fundamentală? Cum începe de analiza fundamentală și cum noi putem profita de analiza fundamentală? Toți a trecut etapa de practic, toți cunosc. Facem o mică recapitulare. Cum folosim petrolul la analiza fundamentală și facem profit? Factori economici. Care factori economici? Factori economici. Factori economici. Factori economici. Ok, încă. Ce știri avem? Analiza fundamentală. Rezervele de petrol. Rezervele de petrol. Când se publică rezervele de petrol? Fiecare miercuri la 5.30? Sunt cazuri că joi, dar de regulă miercuri la 5.30. Astăzi, cine a încercat să pui ordonate, spune domnul Andrei, profesor de amânate. Eu am trader care astăzi a luat o tranzacție, un stop loss. Și ce s-a întâmplat aici și cum multe ori spun analiza fundamentală și poate de lucrat la petrol cu rezerve de petrol. Fiindcă, de regulă, tot timpul oferă minim vreo 10-15 puncte o creștere sau depreciere pe piață. Adică se simte. În ultima perioadă, petrolul nu mai reacționează la știrile de genul dat. Pentru că, în ultima perioadă, știrile sunt deja impuse. De acord. Dar oricum. Mai ales când au fost știri că erau apărut rezervele de petrol 20 milioane. Da, 20 milioane. Dar piața și putea crește. Practic, trebuia, adică să scade. O făcut și atunci o cădere. Deja, nu mai fost nicio scădere. Imediat cum au apărut știri, au început a crește. Astăzi a acționat. Nu, chiar și atunci. Dar atunci când a fost, știrea era deja impus în preț. Până atunci au căzut, când au apărut știrea că pline rezervele de petrol, a început a crește petrol.
Eu cunosc știrea dată și am folosit-o și am luat profit. Și traderul a luat profit. În momentul în care știrea e ne oferă nouă date statistici care cum sunt, vor fi, care sunt extrase de petrol în statul de la medici. Și evident acolo un trader care el spune, uite, s-a publicat minus, dar e cu verde. Ce înseamnă asta? Da? Noi uităm acolo, acolo, verde și roșu, da? S-a publicat minus la 21 de milioane. Dar e cu verde. Ce înseamnă? Ce înseamnă minus 21 sau plus? Ce înseamnă minus plus? Minus asta înseamnă că ei, rezervele sunt puțin, sunt foarte puțin. Dacă nu e extract. Aici este vorba dacă de... Dacă vorba de rezervele de petrol publică minus, înseamnă că rezervele sunt, adică, practic, cererea este mare. Asta este, nu? Este o sumă de extragere, spre exemplu, că se extrag atâtea milioane de barit pe 24 de ore. Respectiv, este cerere care rezervele le micșorează, nu? Aici sunt de casă este extragere de petrol. De exemplu, ei extrag 100 de milioane de barili pe 24 de ore, standard. Și ei în fiecare săptămână reglementează cu creșterea rezervelor de petrol, adică extrag mai mult sau mai puțin, pentru a reglementa cu piețul. Adică ei săptămâna dată vor extrage minus 21 de milioane, adică ei vor extrage săptămâna asta 89 milioane. Adică ei se reflectă din suma totală. De exemplu, au crescut extragerea de petrol cu 21 de milioane. Adică aici au crescut 121 de milioane de petrol. Adică se reflectă din suma totală cât au crescut extragerea de petrol, cât s-au micșorat extragerea de petrol. Nu este vorba de rezerve, adică cât este rezerva plină sau este goală. Adică ei cât au prognoză de extrage cu petrol săptămâna aceasta, cât mai mult și cât mai puțin. Ce evident? Ce se întâmplă dacă e cu minus? Prețul crește. Da? De ce prețul crește? Cerere. Că tot timp spună, da? Când oferta e mică, cererea crește, da? Evident că prețul plus, prețul cade jos. Pentru că deja, eu tot timpul dau exemplul ăsta, da? Vindem roșii, vindem struguri, dați seama, ce pățesc agricultori noștri, da? Vin din export, din Ucraina, din România, vin produs de lor, da? Și evident prețul nu știu ce faci. Care, da? Exact ce-și faci, se cu petrolul. Evident că analiza fundamentală, mulți nu fac profit din asta, pentru că ori nu știu a folosi, ori o folosesc greșit. Acum, cum se lucrează cu analiza fundamentală de petrol? A fost testată și așa, și în H1, și în perioade mai scurte, și care este cea mai bună eșeuri. Pentru că, de regulă, eu testez, ofer trader posibilitatea dată, și uneori ea nu dă profit, dar uneori dă profit foarte micuț sau profit mai mare. Dar de regulă, de perioadă, chiar minim 10 puncte profit sau ori. De anume la analiza fundamentală. Cum se lucrează cu analiza fundamentală? Foarte simplu. Aici deja noi la practică am vorbit ce face analiza fundamentală, dar să cunoaștem toți. La analiza fundamentală. Poftim? Nu, cum facem profit? Cum o facem? Cum facem profit? Este noutatea și noi cum facem profit? Ordinea amânat, este ora care unii se publică, de exemplu, la 15:30. Se publică noutatea pe petrol, noi avem prețul actual este aici. Noi plasăm ordine amânate. Doar că aici un pic trebuie abordarea un pic diferit, pentru că este un instrument foarte volatil. Noi aici vom folosi perioade mai scurte. Anume la analiza fundamentală, din cauza că este un instrument volatil, nu este ca o pereche voluntară, spunem care așa stagnează, merge mai lent. Noi vom folosi perioada de M15, la plasare ordinul amânat. Este o situație foarte interesantă aici. De ce? Pentru că așa nume când se plasează, adică intrăm în perioada de M15, buy stop-ul și sell stop-ul, îi plasăm jos. Traderii deja care au înțeles știu cum vrebuie să plasează buy stop-ul și sell stop-ul. Le-ați plasat buy stop, sell stop-ul la 30-40 de puncte de diferență de prețul actual. Aici e buy, aici e sell. 30-40 de puncte? Da. Astfel undeva la ora 20. La 15:20, plasați ordine date la o diferență de 30-40 de puncte de la prețul actual. După care, la 28, da? Ridicați ordinele date, le ridicați la undeva 10 puncte de la prețul actual. 10 puncte.
de la prefectură. Și nu doar atât. Asta este una din procedurile care o puteți face. Deci care se poate întâmpla scenariul mai departe. Fiind o cotație foarte volatilă și instrumentul dat, noi nu știm cum se iasă, ca să fie o diferență mare de prognoză sau să fie o diferență micuță. Și asta noi nu știm și asta noi nu putem asigura. Și el posibil să facă o creștere bruscă sau poate să facă, cum a făcut, de exemplu, astăzi, o cădere puternică în jos, după care o creștere, sub jos, sus. Și un trader a luat top loss. Nu a luat top loss, dar este o manuală deja pe cea sus. De ce s-a întâmplat asta? Fiindcă traderii nu folosesc un instrument foarte bun care schimbă radical imaginea dată, este instrumentul meu trailing stop. Trailing stop. Aici, anume la petrol, fiindcă el are așa specific să ducă într-o direcție, împotriva, după care se duce în direcția noutății. Anume, aici trailing stop foarte mult spunem, calculează succesul, da, trade-ului, da? De ce? Fiindcă, spre exemplu, prețul spunește jos, se deschide tranzacția de vânzare, sell de aici, prețul cade jos. Evident că el cade undeva, de regulă, 30 de puncte, poți să duc într-o direcție, după care îți ducem inversul, el își duce jos 20-30 de puncte. În final, trailing stop nu îl puneți mare. Nu puneți trailing stop mare, fiindcă anume la situațiile date, îl poți uneori să nu se activeze. Îl puneți de 15 puncte. 10-15 puncte. Eu recomand 15 puncte. Trailing stop 15 puncte. Prețul dacă cade jos puternic, el deja, spre exemplu, merge jos e bine, dar asta, trailing stop-ul, vă asigură în cazul dacă el se întoarce înapoi în sus, întoarce înapoi în sus, se închide tranzacția într-o, de exemplu, un 0 sau un 15 sau un 30 de puncte profit, în dependență cum o tras trailing stop-ul în jos. E clar aici cu trailing stop-ul, cum nu crezi. Folosiți trailing stop-ul la noutate, fiindcă este instrument mai volatil. Noi, la practic, de regulă vorbim de piața valutară. Și la piața valutară e mult mai simplu. Am plasat ordine, am putut folosi trailing stop aici, am pune mai mare și evident toți influența e mare la noutate, doar că nu e atât de volatilă ca la petrol. Aici trebuie să fiți un pic mai atent pe piață și să folosiți strategiile date. După care el își schimbă tendința. Cam undeva în 70-80%, așa face. Întâi faci o cădere bruscă împotrivă, după care își schimbă tendința. Aici nu putem spune să-l stopul și bai stopul în sus. Și am spus, dar poate punem, lăsăm o rezervă și lăsăm ordinate mai la diferență mai mare de prețul actual. De exemplu, 30 de puncte, 40 de puncte. Aici deja eu nu sunt de acord, fiindcă el poate să cadă jos de activez să-l stopul, după care îți duc mai departe în sus. Sunt cazuri date. Mai bine micșoriez distanța dată la maxim posibil, în perioade scurte de timp, când prețul se vede, sau chiar și noi 5 am încercat. Dacă puteți și noi 5, tot trebuie să vă orientați, să plasați ordine date. După care el ne activează, dacă el merge într-adevăr, merge în sell super, dar dacă se întoarce înapoi, el se închide trailing stop în 0 sau într-un profit și merge mai departe, deja ne activează și bani. Și exact ce sunt situații, dăm și cu bani. Și exact aceste situații... Da. El, în momentul dat, el poate să fie așa volatilitate, dar după aceea se ieși și va ieși și se ieși. Și tot să nu știe ce se întâmplă. Suntem în lacă. Suntem în lacă, dar dacă este activat trailing stop-ul, el poate să le închidă pe un două ori sau ieși deja sunt probleme. Dar, din practica mea, eu nu am văzut el să mi le activeze pe un două, deci fiindcă eu lucrez în perioade scurte, am 5. Am 15. Și pun ordine date, fiindcă el înainte de noutate, într-adevăr aveți dreptate. El înainte de noutate nu stă pe loc, știți cum? Că copilul și-a micuț, nu stă... El se caută, face careva mișcări. Dar, ordine date le plasați din timp. Mai sus, mai jos, după care manual le trageți în sus sau în jos. Da, în momentul când, de exemplu, s-a activat sell-stop, mm-hmm. Ești mai stop-ul sau îl lași? Eu îl las. Eu las. Eu v-am spus că fac foarte multe experimente. De regulă l-am lăsat și evident că nu am avut de pierdut. Dar evident dacă eu vă duci mai departe în jos, da, tendința nu e jos. Aș știe. Dar dacă eu văd că el cade jos și se începe a opri și începe să crească plus în sus, din contra lui s-a pus să-l trag mai jos. Am încercat și așa. Dar trebuie să-l lăsați aici. Dacă el posibil schimb, e că astăzi, plus la asta, urmăriți foarte bine noutatea cum se publică. Stați cu telefonul în față sau pe vestic în față, pentru că noutatea s-a publicat plus 9 sau mine, plus, da, 19 sau nu știu ceva, 1,39 milioane sau ceva gen s-a publicat azi noutate, când se uitați pe vestic, evident, prețul trebuie să crească aici. Prețul trebuie să crească, era minus pe timp.
Luna trecută, săptămâna trecută s-a publicat 2-3 milioane, dar luna, da, dar luna asta mai puțin. Adică prețul trebuie să crească, dar prețul ține jos. Și evident, asta e cât e nescurt și asta pe partea sus. Adică stați cu telefonul în față, fiindcă cum s-a întâmplat exact ce s-a întâmplat la fundamental acum la dolarul american. Toate s-au publicat pozitiv pe dolarul american, pe internet dolarul american. Dar dolarul american s-a devalorizat. Asta are recent, până trecută, da? Care pe au dus. Și nu înțelege ce se întâmplă, dar noutăți pozitive, deci este un factor psihologic. Da? Mulți nu sunt de acord ca prețul scadă jos și ei vor să ridice prețul ca să formeze așa senzația, să formeze impresia de piață, dispoziția de cumpărare pe piață, după care toți sunt în bai, dar prețul scadă jos, da? Nivel psihologic. E că e situația dată și petrol. Urmăriți foarte bine și cum s-au publicat indicatorul. Nu doar, fără, știți cum am spus, ori de date, deschideți telefonul și uitați-vă ce care e situația acolo. Și vă puteți orienta și pe situația de astăzi. Pentru că eu am avut recent un trader la 4:30, a luat măsură și am luat stop loss. De ce s-a întâmplat? Dar s-a dus în jos, în primul rând, au pus stop loss, au pus ordine amânate la diferență mare. Ce înseamnă diferență mare? Că este prețul actual acesta. Eu pun său stopul, la, de exemplu, 30 de puncte aici. 30 de puncte. El cade în jos. El cade, mișcarea dată cade în jos și mi-l atinge, de exemplu, și el mai cade undeva în 50 puncte și nu mi-activează trailing stop-ul. Și el mai departe, dar și mai departe sus și s-a dus mai departe sus. Aveți dreptate aici. Deci aici în cazul pe demo. Tranzacționez eu așa tipul de nouă piață. Aștept până și piața îmi dă o confirmare concret că el se duce în sus, atunci eu nu intru chiar atunci când îi... Nu, oricum, ei trebuie să încerca, ei merge foarte bine, aceștia sunt factori emoționali. Știți cum trebuie să schimbi tranzacții, mă lăsc când titlul începe, mă lăsc în perioada de 5 face jenești mișcări și sus, în jos, deci și inima pulsul, cred că e acolo 180-200 de vei crește pulsul. De ce îți poate încerca cu 0? Îți poate încerca cu 0,10, cu 0,10 lor, da? Nimeni nu spune că ești încercat cu volum mare. Da, sau pe demo. Noi de regulă spunem la analiza fundamentală, încercați cu volum mai mare să deschideți tranzacții. Da? Încercați, de exemplu, dacă scrieți un lot, scrieți cu două loturi pe piață, da? Cu volum mai mare. Mai asta piața voluntară, pentru că de ce? Cred că acolo să fie mișcare bruscă. Ori a stii, ori n-a stii. De ce? Dar la petrol trebuie să încercați de contra cu volum mai micuț. 0,10. Așa faci, da? Cu 0,10 intrați. Și încercați metoda dată. Adică să merg previitoarea, să fie, de exemplu, tot exact aceeași situație cu petrol. Deschideți tranzacții. Analiza fundamentală e și pentru asta și este analiza fundamentală, e nu ne oferă o posibilitate în fiecare zi, dar tot să o folosim. Noi nu avem nimic pierdut. Eu tot timpul spun, trader, încercați, puneți ordine amânate, încercați experimentele uniți, puneți mai departe, trailing stop, stop loss pozitiv, încercați tot ce spate folosesc, folosesc fundamentală. Nu tot timpul, fiindcă am un trader care a luat la GBP când a fost atunci rată de referință și a fost creștere și a fost căsos. A luat profit, după care la toate noutățile încerca și a încercat și vreo săptămână nu mișcă noutate. Adică era acolo cu VVP-ul, era și pune ordine amânate și prieteți totul de pe loc. Domnul Șlean nu îți primește, nu știu ce, nu mergi piața, eu atâta știe, cum mă pregătesc, nu mergi. Nu zic, crezi că fiecare zi e Paște, da? După care, iar și-a fost așa, o spunem, o pauză, după care au fost decât noutățile care am așteptat de la ora 8 pe dolar american, că iar au pornit piața frumos, în crește, toți au făcut profit. Numai că noi au fost leni, au pus ordine amânate, toți au pus ordine, tot de-am neautat și au făcut profit. Analiza fundamentală, știți cum, raportul ăsta lui Pareto, 80-20, da? Cu minim efort, primim maxim rezultat. E ca numele analiza fundamentală de situația dată. Cine mi încurcă la ora 530, spune ori de amânate, nu, încercați la 20 de puncte. Pidem, încercați la 10. Ați treacă cu 1-20 pe care ați vă deprins, ați dați cu 0-20, cu 0-50 și tot mai departe, până ați vă perfecționați, aveți rezultate aici. Traderii trebuie să experimenteze, să facă cum crește experiența asta. Ții un stop loss. O, stop, așa nu se poate făcut. Măi, eu un stop loss. Aha, nici așa nu se poate făcut. Păi, lasă un take profit. Așa se poate făcut. Și așa se fac mai departe așa. Experiența de unde vine, nu cade din pot. Cu timpul, ca lucru. Evident, așa și cu lactele, da? Suntem azi de lacte, petrol, da? Exact așa și cu lactele. Nu toți ies în profit pe lacte. Și toți, mulți lactele, când au de lacte, cu tremură și nu știu ce întrece, da? Dar e un lacte, între minus, primul ieși de lacte, într-un alt lacte, și tot timpul e că așa perfecționezi cunoștințele tale până le aduci la
Perfect. Mă le aduci deja cu foarte ușor să-mi faci momente de piață. Da, adică ca o metodă la fel de tranzacționare, în mod evident, la stăzi. Noi la știri, cum am menționat colegul meu, lăsând cu două minute înainte de știri ordine amânate, înseamnă ce facem. Noi suntem în fața calculatorului, da? Noi urmărim acest eveniment. În cazul da, prețul fiind aici, fiind cum am o identificat și colegul și am menționat colegul meu M15, având, de exemplu, iată așa o situație. Mod evident, la cu două minute înainte de știri, lăsând un diapazon, plasez ordinul by 100 și sell 100. Deci, care a fost cauza că a luat traderul stop loss, care a menționat domnul Cristian? Că, în primul și în primul rând, ei era în fața calculatorului, da? Da, era. Era în fața calculatorului și ce s-a întâmplat? Într-adevăr, de ce eu menționez faptul dat, că eu tamam duceam lecții și le-am arătat la persoanele care erau la cursul practic, cum acționează știrea la brand, iată care acum au fost recet. Și, iată așa a fost o mișcare, da? Consolidat se ducea în jos și la noi, lunarea asta, adică această mișcare era adică în scădere, era regulare neagră și la noi ce se creează? La noi expoziția se creează de sell. Nu ar trebui să-l stopă. Da. Eu în cazul de date, eu dacă sunt în fața calculatorului, eu nu plasez cu stop-loss. Deoarece eu urmăresc. Adică, dar până la asta noi trebuie să ajungem, cum a menționat și domnul Cristian. Noi trebuie să încercăm diferite metode, diferite strategii la tranzacționare pe acest tip volatilități. Deoarece, și până în final, peste 5 minute, această mișcare care aici ne-a ratat dispoziție de sell puternică, era deja aici și asta era o umbră. Sector era așa o lunare. Stop. În cazul da, să primim lacătul. Noi azi discutăm despre asta. Da, să nu avem așa gândire. Mai întâi trebuie să te analizat toate cum reacționează prețul. În istorie, da. Noi nu avem toate rezervele astea. Poate știi, vrei să le avem pe investi, putem să le vedem și ce-o putem să facem. Este un exercițiu, este un exercițiu pe noi de cu, nu le credeți de dat. Deci dacă așa stați cu nebun. Cei care, lăsați așa că vă punem. Numai eu te rog să măsurați. Deci aici a fost lunarea asta neagră, e ca asta lunare neagră. Asta e la ora 30, asta e influența nouă. Fix la pe asta astăzi e ca noutate, trebuie să ne-am 5. 52 de... Nu, nu curând. Ce? Vă rog, de aici, e că și lunarea de la 25. Adică la 25, asta albă, de la asta albă. E că e referiți după mai mare, da. Da. E că lunarea asta albă, e că deși mă stăuată sub 10 puncte. Asta și la 25, asta e lunarea de la 25, asta e lunarea de la 30. 25.00. 10 puncte. Ia câtă. Așa. 62.96. Să lăsați așa, cum ai scris. Și de aici 10 puncte jos. De aici? Da, de la nu. Cu prețul. Așa, de acolo. 62.65. Să lăsați-mă asta. E că de aici, buy stop. Stop. Și de aici, sell stop. Foarte corect. Acum, măsurat de la sell stop în jos până la punctul minim, câte puncte sunt. Nu, deci, eu reau de asta. E ca mai jos, e ca deci, da. De acolo în jos, câte puncte? Cu 25 de puncte. 25 de puncte. Și mai departe, tot sunt mai. Noi acum ce facem? Am plasat ordine date. De buy stop, sell stop și trailing stop de 50 puncte. Trailing stop de 50 puncte. Ce aveți să fie situația noastră? Lăsa activare, când ajungi 16 puncte,
Da. Atunci el e la zero. La zero, la zero. Și mă vogt un punct de noastră, vine deja cu 8 puncte. Eu credeam înainte că dacă punem la 10 puncte, sau la 15 puncte, 10 puncte, da? E că aici e baiul, da? Am pus trenit top, au făcut 10 puncte, 10 puncte făcut. Mi-au pus trenit top un 0. Și eu credeam că dacă mai faci 10 puncte, apelul nu pune 10 puncte deodată. Nu. El prețul a crescut un punct, el cu un punct a vrut în coace. Adică nu deodată 10, dar merge din punct în punct. În cazul nostru aici, el avea cadă în jos, la 15 puncte aveți să-mi activezi trenic stopul și aveți să-mi pui în 0. Și aveți să-mi cadă în 10 puncte și aveți să-mi pui trenic stopul, poate profit micuț, nu aveți să-mi profit mare. Și evident, lumarea aceasta albă, aveți să revii înapoi și aveți să-mi activezi mie trenic stop. Aveți să-mi activezi stop. Aveți să-mi activezi. După care, pe bai, pe departe sunt. Da? Pe bai, departe. E ca situația dată. Și situația a fost fixă până trecut. Da, suntem noi până trecut, dacă vreți să vedeți jo. A fost fixă așa situația. Da, suntem trecut, dar suntem undeva pe aici. E undeva... E că aici este. Aici mă rog. Știrea? Da. La... Puteți să uitați pe vestic, vă rog, cine se trebuie de jo. Pe vestic, la ce oră și pe ce dată? 24, 17, tot merg. Tot miercuri, dar 17 la ora 4:30. De cașum, da? Vedeți? Da. Da. 17 ora... Dați în 5, în 15. Da, și fixe ce situație, că a făcut profit. E fixe ce situație, că m-am pus 5. Da, dar dură mai mult timp corecția. Corecția? Da, mai mult timp. Adică aici a făcut o numărică în jos, urmă în sus, dar aici... Nu, asta nu trebuie ca corecție și impuls, asta e, e fundamental. Reacționează la știință. Da. Și întotdeauna așa reacționează. Iacu, la o oră, la 16:40, iacu. 16:40? Nu, no, da, dar cu o oră. Cu o oră, spune, la noi la 16, da? Da. Noi suntem cu o oră în oră. Da. Noi tot timp suntem cu o oră în oră. Când schimbi ora, poți, e te schimbi când ai. Dar ce v-am spus schimbe anul ăsta? Da, am vrut deja să spun oră de pe oră. Nu știam să nu mai schimbi niciodată. Ce dată? Nu, la anul n-am spus schimbe. Cu timp? La anul, 22. Așa spune eu. La ce oră? La oră și este notat, și-o prețat 24-17, de la ce oră, că ei uneori schimbă și ora. Pun la 15-30, la 4-30. Nu, nu îmi putem spune, nu, eu pot spune că e greu, uitați, și frumos îmi crescut, da? Vă să schizi bani, deci? De ce? Nu, trebuie notat, să fie. Acolo, 17, tot la 16:30. La 16:30. Că vă găsesc, vă rog, 30 pătrat, plus 16:30. Acuși. Asta este. Acuși. Acuși. E tot ăsta e așa, o creștere jos, ori e asta? 15:25. 16, 16, chiar ora 16. Ora? A, 15, da. 15:30. Da. Ia cu ori. Ia cu ori. 30 pătrat, nu vreau. Eu vă înțeleg. Știți, eu înțeleg că nu mai ai. Nu, 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 nicotea nu se mai ai. Să-i dăm o bani cu o activitate, nu? Asta și? Ați resumat? Da, e asta, nu are că nu mai ai asta. O. Nu, aici. Asta e M5 sau M5? M5. M5. Nu, aici. Asta este lunarea de la, de la noutate. Aici. Lunarea dată. Avem capretul ei să închis aici. Și noi punctul maxim îl punem aici. Cu 10 puncte mai sus, punem... deci punem de acolo. Da. Aici ajai stopul. Și să-l stopul unde punem? Tot la 10. Nu, dar să-l stop nici alături. Nici. 67-45. Nici. Nu aici mai departe, eu sunt să-l... Și umbra... Da, dar vezi că aici trebuie stopul, nu e în favoarea ta. De ce? Pentru să-ți închide transacția, de duci în plus. De aici, da. Nu, și pe nouă dată, ce situație făcut care poți de... Și atunci începătorul să gândești.
Și atunci se gândește pe tot. Eu sunt de acord. La șase e 100%. Cu training stop-ul, cu training stop-ul, ce se întâmplă, asta tot timpul se întâmplă și asta se dă să fie. A spus training stop, el își duce prețul sus, duce în profit. El retrage training stop așa, va pune, de acolo ajuns aici, da? 10 puncte diferente. Face o mică cădere, vă activează training stop, ieșiți pe piață într-un profit. Și mai departe, duce în sus. Și așa începe ideea asta. Dar nu trebuie să vă comit, ajunge să te, așa e ca puținit, lăcomie. Training stop anume așa lucrează, nimeni nu garantează că el mai departe să fie sus sau jos. Am folosit, am luat bucățica asta, ne ajunge, luăm atâta cât timp duci, nu luăm mai mult, nu ne încărcăm. E clar cu training stop. Așa și se întâmplă. Deci eu recomand cu volum mai mare, nu la petrol, dar acum, tăi de care au experiență, recomand cu 2 loturi cu petrol. La privătoare mai mult, dar nu are importanță. Se recomandă cu volum mai mare, dar căpătați o experiență după care începeți să lucrați cu volum mai mare. Așa, e clar că lucrează așa fundamental. Și plus la asta tehnic, lucrează asta fundamental și legat de obiect. Urmăriți pe investing pe ori că să ne facă întâlnire de obiect, el influențează vremea sau nu vremea. Asta este anume, influențează petrol. Acolo influențează ca la volum mai mare și tendința, acolo schimbă și tendința obiectul, poate să schimbe. Deci ce vă folosești de obiect. Asta se întâmplă mai rar, de ce mai mult ne accent pe asta, deja trebuie să vedeți. Dacă ei, într-adevăr, mențin volumul de petrol, evident, petrolul a scris mai departe în sus. Dacă ei spun că închidem toate restricțiile și mergem mai departe pe toți extragi cât pot, evident, petrolul va cădea jos. Asta se întâmplă mai rar, deci noi nu ne oprim tare la OPEC Plus, cum influențează piața, noi cunoaștem, dar asta se publică ticker săptămână și trebuie să prindeți. Uneori să crească 10 puncte, uneori să crească 30 puncte. N-are importanță. Azi 10, mâine 20, mâine 30 și în final 30% lume iese profit. Ok, dar să ne trecem la tehnică, analiza tehnică. Cine a tranzacționat și a făcut analiza tehnică pe petrol, au văzut foarte bine lucrează tehnică. Cine și ce folosește, ce indicatori folosesc pe tehnică. El e interesant, are un nuanț foarte, 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 foarte. Cine și ce folosește pe Bonacci? Pe Bonacci este. Ok? Asta ce folosesc pe petrol? Nivelele, da? Da, asta se lucrează pe petrol. Da? Nivelele? Da, ce lucrează pe petrol? Tot, da? Da, este stocastică, dar el va stăie în supravânzare. Da, dar este stocastică, nu prea. Aici mine lucrează analiza clasică. Ce legat de figuri, Fibonacci, combinații de lumânări foarte bine lucrează, nivele, trendul lucrează super. Ce legat de analiza indicatorii tehnici și oscilatori nu lucrează în mare parte din cauza că este foarte volatil și ei, toți indicatorii tehnici sau oscilatorii, calculează lumânări. E o formulă matematică care calculează lumânări. Adică nu merge indicatorul după, piața după indicator. Da, indicatorul după piață. Și evident că piața este foarte volatilă, el evident că se ori în supracumpărare, ori în supravânzare și duce în eroare. Adică nu prea merge ce legat de indicatorii dat. Dar trebuie să folosiți unul dintre ăștia și ca să te orienta. Să o baiți așa și mă bucă până da, și ai păcat să nu deschizi. Da, da, da. Asta s-a vrut să spun. Petrolul este instrument pe care l-am folosit trebuie și perioada lungă de timp, perioada mai scurtă de timp. Dar cel mai bine pentru începători folosită în perioade scurte și în perioade de M15-M30. Aici foarte bine se evidențează figuri, foarte bine lucrează figurile și combinații de lumânări. În perioade scurte de timp se formează chiar și un impuls dat, el este un impuls puternic, aici se formează figuri de continuitate. Într-o e așa o mișcare, care e simplu mișcare, da, impuls. Aici sunt câteva figuri de continuitate 100%. Aici sunt figuri de schimb, vârful dubli, cap, umeri, sunt foarte mulți figuri de schimb în perioade scurte de timp, M15, M30, poate și M5. Și puteți tranzacționa în figurile de schimb. Anume, analiza tehnică petrol e foarte interesantă de urmărit perioade scurte de timp, chiar puteți să micșurați în perioada asta. Din indicatorul oscilatori, v-aș recomanda să folosiți să vă dau un stăționare pe casă, deja la următor masterclass, dacă să ajungem, mai să discutăm despre posibilitatea dată. Moving average 100. Dar nu simplu, dar e exponențial. Moving average 100. Parametri 100. Moving average exponențial. Parametri 100. Da, parametri 100, dar folosiți exponențial. Adică folosiți exponențial, nu simplu. În perioada de H1. El foarte bine se folosește ca nivel de rezistență în suport. Străbaterii, baiță.
Asta zic că o să scenare pe casă, dar în perioade scurte. Asta e ce perioadă? Așa. Așa și unul. Dați în M15. În M15. Da, am pus-o pe aici, e ca ei că ești desi. Ori l-am activat, ori pe soli. L-am pus la ultimul maxim. Adică aici l-am pus undeva, bătă așa. Da, și necăia. Nu, asta vedeam, asta spune. Necăia ca să o bombă, să ajungă jos. Da, da. Știi ce? Nu știu cineva să stăi acolo, acolo, la toți, de ce să facă? Parcă să iei, încă o leacă. Stop-loss pozitiv. Da, anume este o măsură care, anume petrolul lucrează foarte bine, stop-loss pozitiv. Încă petrol, de punct de vedere tehnic, nu trebuie de intrat în corecții. El face corecții mici. Face corecții mici. Și nu trebuie intrat în corecții, nu trebuie de jucat cu senzația asta că facă, dacă faci un impuls puternic, el înseamnă că îți facă și o corecție puternică. Face un impuls puternic. Ajută foarte bine. Și o strategie a la Fibonacci o să discutăm, dar în perioade scurte foarte bine formează figuri de schimb, figuri de continuitate, triunghiuri sunt foarte multe și chiar figuri de continuitate. Avem un cap cu umeri foarte clasic, o mieț, dăm în istorie, dăm în unul. Aici avem figuri, avem flagul, avem fanion și aici jos era și un vârf dublu. De aici a fost un cap bume. Sunt foarte multe figuri. Sunt foarte multe figuri. De mână istorie. Acasă s-a testat, s-a testat, sunt foarte multe figuri. Și orientați după figuri. Vârf dublu. În perioadă scurt. În perioadă muncii nu se văd figuri. Orientați, se văd ca niște umbre. Ca niște umbre. Așa, o crește, vedere, crește. Și nu e clar nimic. În perioadă scurte, se văd. Ia uitați. Vârf dublu. Impuls. Adică schimbul de la Fibonacci. Schimbul ăsta de la Fibonacci. De viabilitate, el tot este reprezentat pe figură. Din cauza, din simplu motiv, chiar este foarte volatil. Adică el nu poate simplu așa, și că el formează, avem impulsul și avem Fibonacci, plasăm Fibonacci-le. 0, 23, 6, 38, 50, 68. Și 100, cred. Apoi el aici, pe prețul cărtice în sus, el aici îți formează în dușul preautat. La nivelul 50, în format în vârf dublu și mai departe său. Aici tot, dacă dăm perioada și ce mai scurt, deci să-ți vadă ori un cap cu omeri, ori ceva să vede. Tot timpul este figură de schimb. El nu poate fără o figură de schimb să pornească într-o direcție. Chiar ai impuls sau corecție. Orientați-vă anume perioade scurte și deschideți tranzacții după figuri. Ia că ce triunghi, să nu triunghi. După figuri vei să trebați personalul, lucrați cu personalul. La figuri nu, nu. Nu, nu lucrez cu buy stop. Rar. Mai stăr eu urmăresc figură și dacă am timp schimb tranzacții. Dar trebuie să-ți schimb ce buy stop. Asta este rar, foarte rar eu folosesc buy stop-uri la figuri să-l schimb. Să-l stop sau buy stop, da. Adică nu, rar, foarte rar folosesc ordinea mâna. Dar este și asta o modalitate. De ce nu folosesc? Fiindcă noi vrem să lucrăm ca consultați financiar, da? Suntem tot timpul parcă fața călătorului. Da? Și dintre dacă s-au practic, cum stau fața călătorului, dacă văd posibilitate, și traderii mei îți schimb într-adevăr. Dar era foarte bine lucrează cu ordinea mâinii. Foarte bine lucrează. De la nivel, până la nivel, poate chiar nu mai adică figură. Adică dacă tu nu ești în fața calculatorului ca să trebuie, da, da, de acord. Adică nu toți au posibilitate. Sunt persoane traderi care au foarte puțin timp, dar dintre că e în perioadă scurtă, deci nu poți urmări pe asta dacă ai puțin timp, nu poți stai în fața călătorului, nu? Asta, de exemplu, timp de o zi, trebuie să fie... Sau, de exemplu, lucrează mult și în piața asiatică, în vremea, în sesiunea asiatică, și tu dacă ești, adică, în faza de somn, păi atunci... Dacă vreți să faci bani, schi tranzacți, te apuci și dă-ți și de așa, e pe schi de tranzacți. Din multe ori, ordinele amânate lucrează noaptea, adică părtine și achit, sunt părtite, dar noaptea, de trebuie să dimineață... Este și apuntajul ordinele amânate, că el să lucreze în locul nostru, să schi tranzacți, pentru noi tot timpul spune, trebuie scenariu, trebuie să fie complicat, trebuie să iei mult timp. Ați plasat ori de amânate, ați plasat take profit stop loss, ați fixat profitul, ați fixat pierderea și ați închis călătorul, nu faceți nimic. Nu modificați stop loss-ul, nu modificați take profit-ul, nu faceți nimic. Cerută că domnul trader art de la noi începător, a spus că eu, da, eu văd că crește, poate nu crește o leacă, și nu, domnul, nici o leacă take profit, poate o leacă, și o leacă, și noi nu sunt bași la face, ai domnul Andrei, da? Nu. De ce? Pentru că noi când facem analize pe piață, când facem analize pe piață, noi gândim rațional. Adică când am pus take profit aici, am pus, mai calculat, este punctul maxim, da? Este ăsta. Nu, eu n-am să-l pun fix în punct, am pus pe jos. Nu știu, e că l-au activat, nu l-au activat.
Dar eu atunci așa mă gândesc. Te duci în jos. Lasă-ți așa. Schimb de oră. Și eu atunci analizez, traderul atunci analizează din punct de vedere analitic, corect. Da, când traderul schide o tranzacție, nu, deja au trecut emoțiile astea, eu mă duc aminte cu tranzacții mele, bă, ce rază, bă, ce duc, am mult deja mea e altă. Toți traderi trec să tapă asta, pentru că eu azi, poftim? O lună la doar. Da, și dureri de cap în fiecare zi. Adică, într-adevăr, la început emoțiile se așa zașcale, băie, dar după care te liniștești. Te liniștești, deja prinzi imunitet. Da, și începe, da, e ca moment ăsta, da, să începe. Ești piața voluntară, deja piața voluntară te simți să fii confortabil. Ca o ceva, poate vreuna să fie ce să uite, da? Poate ceva. Te-am mai puțin voluntări. Da, așa, după piața voluntară, pe petrol, pe aur. Și te gândești, iar un două te deprinzi. Pe care zici, nu dă să trec ceva mai serios. Da, trec pe Google, da. Și tot nu-ți contă. Asta nu fac, nu fac traderi, asta fac traderașii care au nevoie de emoții. De ce? Și eu tot am nevoie de emoții, da. Într-adevăr, eu tranzacționez din plăcere și îmi place emoții astea. Într-adevăr, când m-aș spune, ele sunt. De ce, de exemplu, recomand traderul să aibă două depozite, da? Un depozit care să fie cu creștere, să nu fie riscul mai 5% și să aibă o creștere ca așa. Noi am vorbit la pastor ca să recunte, da? Este contul A. Și un cont B, care este mai mic, nu contează, care nu o să vă permite să puteți să iei așa, personal, da? Este asta, pentru că noi astăzi suntem oameni, toți avem nevoie de anume senzații astea, deschid tranzacții, toți cum le-am deschid, recent am deschis tranzacții cu un volum mai mare și au apărut emoțiile astea și am deschis întâmplător cu volum mai mare, că eram pe demo și pe care am trecut real și acolo tot același volum a rămas. Și ce am făcut totuși, cum credeți? Am luat și am închis scărlătorul, așa m-am dat în jos și, da, și mă gândeam, știam să am spune emoțiile și am deschis calculatorul repede și am deschis bani. Bani. Am dat sânt și am deschis bani. Foarte mare. Și nu mare, de vreo 10 puncte. Și după care, el a crescut în sus, s-a dus în sus. Și după care, când a crescut înapoi jos, am închis baiul, așa n-am închis tot volumul, am închis o jumătate și a crescut înapoi în sală. Adică corecția nu era finisată. Dar la început m-am luat emoțiile și zic ce-ți fac și zic că sunt într-un lacăt. Și am intrat în lacăt. Și că nu mi se face să smulte, că neați când vedeți pe ei emoții, nu începe să deschideți tranzacții sau să închideți tranzacții sau să faci nu știu ce acolo, vă intrați în urmă, micuț. Sau asigurați-vă că un buy stop aici. Un buy stop. Și da, nu mai faci nimic. Emoții sunt, mă lăsa trei de începători, ce fac toate sunt începători, emoțiile sunt, cât de tare n-ar fi, că vin un trader care, spunem, au, nu știu, au lucrat în domenii care tot așa e mai mult emoțional și eu sunt tare, eu star și tot așa, ce minus, ce minus, ce profit, ce să-i fac, să-mi chiar să-ți ce să-i fac. Atunci fiecare sunt emoțiile, da. Dar deci pe perioadă nu e ca să-și jos. Poate ochiva, te-i profit. Ok, e clar cu analiza tehnică. Analiza tehnică nu folosesc indicatorii oscilatori de trend. Ei lucrează, uneori lucrează, dau semnale de intrare pe piață și așa și stocați și așa mă CD, lucrează bine divergența și convergența pe piață, dar în mare măsură mai bine lucrează pe instrumentul dat, analiza clasică. Trendurile, nivele, Fibonacci, figurile și combinații de lumânări. Foarte bine lucrează și combinații de lumânări. Dați știți. Așa, acum vorbim un pic de lacă. Ciocane, figuri de ghițiri, toate lucrează și sunt mai multe și mai dese ca pe în alte situații. Chiar și am întâlnit și dacă piața voluntară nu preîntâlnim stelea de dimineață, stea de sară, brand of time întâlnit. Noi discutăm, le spunem la practic, dar piața voluntară sunt mai rar, nu prea am văzut de mult. Dar petrol sunt, stele căzătoare, multe sunt, foarte multe combinații de lume. În am 5, am 15 și am 30. Sunt și în perioadă mea, nu. Dar în perioadă mea scurt, sunt mai mult. Siguranță, dar dacă sunt pe timeframe-uri mari, atunci sunt mai... Intrare. Intrare este aici este diversificare. Eu niciodată nu recomand trader-ul diversificație. Trebuie nu... bineînțeles că dacă lucrăm în timeframe-uri de 15 sau cum spui tu, mai mici, atunci și take profit-ul să fie mai mic. Dar aici de profit oricum, de tăpi traderașe, da? Volabilitatea e mare, de profit, deci evident tot al punem de volum mare. Noi,
Deci, dacă piața voluntară lucra în 1515, acolo te-ai protestit 10 puncte, 15 puncte, da? Dar fiindcă petrolul, brânța lui Teanu contează, este foarte volatil, noi te-ai croftu să-l punem de 30 de puncte, 40 de puncte, în cazul și 50 de puncte, te spunem de croftu, să lucrăm ca și pe piața voluntară. Deci, petrolul, el e foarte volatil și că nu ne pierd posibilitate. Dacă am lucrat după aceeași tactică, piața voluntară, noi te-ai croftu să-l punem 10 puncte, 15 puncte. Pe acolo am 15 atât, de așa lucrăm. Dar pe brânci viteai, el e foarte volatil. Cel în perioada am început să faci umbrări pierzi de 20-30 de puncte. Acum cu diversificația, ce înseamnă diversificare? Eu nu sunt scalper și niciodată n-am fost de acord cu tranzacții pe termen scurt. De ce? Fiindcă ele sunt tranzacții, nu că mai spun mai riscante, dar pe termen scurt sunt mai multe, foarte multe influențați factorul psihologic. Adică sunt multe speculații pe termen scurt. Și uneori, eu niciodată n-am fost demptul că să lucrăm pe perioadă scurtă. Doar că noi lucrăm pe perioadă scurtă atunci când, în perioadă lungi, noi avem o asigurare. Deci eu tot timpul recomand traderilor, nu să orienteze doar în perioadă scurtă, de 15-30, dar și în perioadă de H1, H4, H2. Să deschide tranzacții în perioadă lungi, cu un volum mai mic, de 0,1, 0,2, să alesă o tranzacție asta ca un airbag, independență de depozit, dar doar în direcția lui, adică dacă din petrolul în care direcția crescătoare, de creștere, aici doar bai în direcția dată, ca un airbag. Acesta trebuie să fie airbag. De ce? Fiindcă în caz dacă în perioadă scurtă noi creșim și ducem în stop loss, avem airbag-ul nostru, asigurarea noastră, că tranzacția termen lung, de exemplu, sell-ul sau buy-ul nostru. Aici este foarte important de folosit situația dată. Când trader se focusează după o perioadă scurtă, el aici nu are nicio asigurare că dacă e un stop loss, e un stop loss, da? Dar când el are un airbag, o tranzacție, de exemplu, pe perioadă mai lungă de timp, el deja știe că el are posibilitatea să ducă minus cât este airbag. Adică este modalitatea dată și se poate folosi pe petrol. Plus la asta, și petrol se poate foarte bine de folosit metodele care le-ați învățat la practic toți, metoda adăugării, metoda medierii și la... Și trebuie să o folosiți, fiindcă, anume în perioada aceasta, de exemplu, dacă ați fost o tranzacție de 0,1, eu recomand pe tot și la traderul care are depozit de 10, 15, 20 de mii, să deschidă cu 0,1 și după care să folosească metodele date. Nu de start cu un lot sau cu 2 sau cu 10, fiindcă el, de exemplu, dacă pe piața voluntară stop loss-ul minim să fie 25-35 de puncte, fiindcă noi trebuie să lăsăm rezerva dată pe piață, deci stop loss-ul să fie undeva de 50.000. Și evident, pentru trader asta poate nu e comod, nu e confortabil să duc 50 de puncte minus și asta poți duc timp de oră. Da? Deci aici tot costul este un pic mai mare. Deci intrați cu 0,1, 0,2, ca de asta să vă influențeze emoțional. Și după care, la fiecare posibilitate, sell. Eu așa am folosit prima oară la strategia asta, când petrolul a început să crească. Am deschis cu 0,1, după care cu 0,2, până în final avem piața un lot și 0,2, dacă nu mă greșesc. Dar asta tot e metoda adăugării. Și eu n-am simțit deloc el să minus sau în profit. Eu eram foarte liniștit, eu ce mă uimeam, mine cât de liniștit. De ce? Pentru că eu am tranzacție cu 0,1. Ce înseamnă 0,1 petrol? Sau, de exemplu, de băzi 10.000, da? Dar când persoana deschide cu un sell sau un buy, pe tren și la fiecare posibilitate, pentru că asta deschide în H1, deschide tranzacția asta, sau în H4, și la fiecare probabilitate în M5, M5, pe direcția dată, mai deschide o tranzacție, de sell sau de buy, el pe final iese cu un profit bun. Adică aici, noi astăzi vă orientați anume pe situația dată de mediere și de adăugări. Foarte bine lucrează. Foarte bine lucrează. Fiindcă, v-am spus, fiindcă figurile date se formează foarte mult în perioade scurte de timp și ne oferă posibilitatea dată. Dacă piața voluntară în H1, H4 se formează figuri de continuitate, pe petrol în perioade scurte și noi putem intra pe piață. Adică avem intrare pe piață, ne oferă intrare pe piață singur, petrolul, fără să noi scătăm nivele, indicatori și mai departe. Folosesc strategia dată, este foarte bun. De ce nu vă, ia că anume asta, situația asta, să vă depășați, să depășați emoții. Ce 0,1 pentru depozit 10, 15, 20? Nimic, dar pe care mă scrieți cu 0,2, pe care cu 0,3. Când, de exemplu, ați ajuns să sunt puncte profit, profit. Mai deschideți cu 0,2. Știți că dacă duci să minus pista, dacă e situația ta, perioadă, tot timpul că am deschis cu 0,1, un sell. Ia să duci prețul 100 de puncte. 100 de puncte. Eu aici mi-a deschis un sell, am văzut o figură. Nu-i cu un sell. Ia să ne duci în sus. Cât el poți duc în sus?
A, nu, stop loss-ul meu, pierderea mea. No? E că nu-mi stau acestea, că eu sau tot cu 0-1 mai schidă, că ești tot să rămân. 0-1, dar de aici până aici, până la 100, am 100 de puncte. 50 de puncte. Adică eu și tot îmi asigur că ele să nu fie, mă duc în minus. Și pot să pun 50 de puncte și plus încă cele 5% din stop loss-ul care eu pot să mă duc în minus. E clar în minus? E ca, am să-l bici, am să-l aduce să-l, asta e metoda două găi. Ia și pe seama, eu schid să-l și faci cum duce sus. Faci o corecție. Cât eu pot să-l intermeți, mă duc eu în minus. Până la mijloc. Până la mijloc, asta ar fi ca să-i egalează și să-i egal cu 0. Eu pot să închid în 0. Dar eu am risk management, eu pot să-mi aduc încă, de la 0 pot să-mi aduc încă cele 5% din depozitul meu. Adică eu pot să-mi pun așa plus 5% din depozit. Adică eu să dau pași, de exemplu, mai mult. În care poate să-mi dau pași. Deci iarăși depinde de analiză. Adică eu pot să-mi permit, dar dacă ne-a trebuit să arriva, de exemplu, sus pe ciuri, de exemplu, eu pot să schimbi direcția, trebuie să închideți la 0, deci, la 50%. Și ați închis. Și ne-a psihologic, ați văzut cu mult pe piață. Folosesc metoda dată, lucrează foarte bine. Ok, acum ați avut despre metoda lactului, tot o metodă foarte interesantă. Mulți nu înțeleg cum lucrează ea și mulți înțeleg că metoda lactului e, trebuie să aduc ori profit mare. Sau unii înțeleg că nu trebuie să aduc profit deloc, unii înțeleg că mai scurt este o cașă. Mulți, toți realizează lactul în diferite modalități. Ce înseamnă lact? Ce înseamnă lact? Nu, că n-ai bani să-l și pui în lacet prețul. Da? Pui în lacet minusul care nu avem piață. Nu știu cum îl vedeți așa logic, nu cum e în teorie. Ce înseamnă pentru lacet? Posibilitatea de vedea unde duci trendul dacă greșesc. Ok, altceva? E bun, dar... S-a schimbat trendul? Stați să schimbați? Nu, pentru depozitul dumneavoastră. Ce s-a schimbat trendul? Motivul de a dra lacet să... Vreau stopăm pierderea. Stopăm pierderea. Încă? Nu o stopiez, da. O fixez la un nivel. Da. Așa, o fixăm. Adică noi nu acceptăm pierderea, nu vrem să închidem tranzacția stop loss sau să închidem anumă minus și ce faci? Întrebăm în lac. Asta este o etapă care trader-ul trebuie să ajungă mai devreme sau mai târziu la desă. Vreți sau nu vreți? Pentru că eu tot timpul spun la trader, nu trebuie să închideți tranzacțiile minus. Trebuie să închideți în profit toate. Evident că noi tot timpul învățăm la teorie stop loss. Și noi vă pune stop loss în prima perioadă, traderul trebuie să iei stop loss. Trebuie să iei stop loss. De ce? Pentru că el în prima perioadă, dacă nu se spune folosește metoda lactului, el nu știe nici lactul, nici stop loss, faci o cașă și nu e niciun rost, nu are niciun rezultat. La început, voi acomodați cu stop loss. Eu spun, stop loss asta nu că broker vrea să închidă dansa în minus. Asta este un order care îi mulțumim broker cu CoroFarmac, e ca noi nu suntem gata să acceptăm minus. Adică eu nu sunt gata să nu vreau să iei minus pe piață. Și ce faci traderul când nu pune stop loss? De exemplu, te de bani, ce-ți duci în seama? Hai, poate să-mi place, ia mă și-ați duci în sus. Eu cred că e că ești tăma limit, iar tăma... E ca și un cap cu mirmă din ce se formează, așa? Și începe a inventa mușurile, să uită și începe... Deja creier nu gândește din punct de vedere tehnic, dar din gândește din punct de vedere emoțional. Și vrea da, mă tin ca să duc în sus. Vaga. Și faci copil. Acum, asta a fost iar un impuls, să-ți fiu corecție. Nu trebuie să odată și odată, duc în sus, nu? Și de ca și când ești trader și final e minus mai mare și probleme foarte mari. De ce e stop loss? Asta este un order care nu-l întreagă. Am lăsăm o leacă sau haideți să mai vedem, poate mai așteptăm o leacă să doar înapoi. Noapte, zi, dimineață, seară, el se închide stop loss fără întrebări. De ce prima perioadă, traderi care sunt începători, ați folosit stop loss. Dar pe demo trebuie să intrați în lacă, să folosiți de lacă. Ce înseamnă lacă? Eu nu vreau aici, de exemplu, am deschis bani și eu văd că el mai departe de său. Am deschis bani după m-am încurcat sau tehnica, am făcut o greșeală, da? Eu ce mă sigur cu ce? Sell stop. În loc de stop loss, mă sigur cu un sell stop, cu un ordine amânat. Și eu aici intru în lac. Diferența asta, de exemplu, în 30 de ori. Intru în lac. Ok, am intrat în lac. De-a intrat în lac tot timpul, asta e ușor de intrat în lac, da? E ușor de ieșit de lac. Cum de asta vedeți ieșirea de lac? Ok. Prețul cade jos. Cade și eu pop, nu putem vă zdum. Un cap cum. Acolo o zonă, din barcă. Ce faci mai departe? Închidem sălul. Ca să ieșim un profit cu sălul. Închidem sălul. Închidem sălul de pe aici, închidem sălul. Spre exemplu, închid sălul, un profit 70 de puncte. Cât e minus plus 70 de puncte, cât e minus bani?
Adică, bă, aici minus, minus 100. Așa, ceva mai clar? Am închis, nu? Mai adăugăm. Mai adăugăm, băi. Folos să-mi adăugăm, băi, mi-ai zis. Adică, de ce mai scrie, băi? Domnul Cristian, poate, dar până eu și am înțeles eu că adică noi de densă pe care le-am pus placă, dar nu ne atinge. Da, am înțeles. Am pus, asta e... Tu ai înțeles, băi, dar eu nu. Ce că noi am spus? Schimbe bani, folosim metoda, metoda medie, în cazul nostru, da? Deci, dacă îl crești până la jumătate, până aici, da? În zero. Și ele se egalează. Eu pot să le închid în zero, adică este până aici 50%, le închid în zero și le dupează. Sună frumos, așa? Sună frumos. Metode sunt câteva. Problema care? Asta e ideal. Da, asta e ideal. Nu sunt cazuri când el merge așa, dar noi nu trebuie să ne bazăm în tranzacționare, știți cum, nu este așa, știți, focusare după standard. Da, tot timpul este deviere, cu șapare fundamentală, cu schimbul trenului și mai departe. Deci, azi este standard cum trebuie să lucrezi un tren. Dar el nu lucrează așa și trebuie de fapt greșeală mare aici. Ce fac greșeală mare? Se grăbie să închidă sălul. Sălul este în profit. Se poate într-un profit mare, 10, 15, 20 de mii. Și închid sălul și deschid lactul. Da? Deschid lactul. După care prețul începe să crească. Noi nu creăm. O, crește. Crește și când faci cum? Nu știu jos. Și te trebuie nevoie de să faci schimb de sol, iar. Sol. Și ce se întâmplă aici? Viața mare te faci sol. Crește lactul, smărește lactul. Și apoi să începi. Merge jos un pic, crește, te desi schimb de sol aici, pentru că profit mică, am stat scăpt, l-am închis de minus. Și crește mai departe, și iar am închis, iar îți proște jos, și e ca tot așa, tot așa, până nu mai am spus. Poate citim o carte. Da. Da, problema care este a traderului, cea mai mare problemă a traderului, că cel mai corect ar fi traderul de buy-ul dat și sell-ul dat, nici într-un caz nu trebuie să atingă. Și nici într-un caz nu ai bun take profit și stop loss. Asta e evident. Când îl închidem? Când îl închidem? Da. Când îl închidem? În primul rând, noi să luăm de la început. S-au activat buy-ul sau sell-ul. Noi, în primul rând, să știm de la cât avem mai multe metode. Prima metodă aici ar fi că s-a activat sărul. Vedem că a fost impulsul, s-a început o corect, spre exemplu, și sărul s-a activat aici. Era aici s-a activat sărul. Eu ales cadă jos. Evident că eu aici deja pot folosesc metoda adăugării pentru sărul meu. Adică eu pot aici să-mi deschid săr. Și așa ar fi corect. Adică eu aici să-mi deschid un săr. Vedeți că da, să așa un pic mai mult în situația dat. Este interesant. Adică mai deschid un săr. Nu contează volumul aici, nu contează volumul, poți fi multe mică volumul dat. Eu mai adaug, deschid tranzacții, deja după văd tendința mea, sell. Și iarăși, de exemplu, iarăși așa, sell. Încă un moment. Da. Dar după aia l-am deschis cu un lot, de exemplu, sell, sell, tot trebuie să iei cu un lot. Aici un lot și aici tot un lot. Am două, un lot, tu iei un lot. Noi tranzacții trebuie să schidem cu 0,5. Aici cu 0,5. Dacă îți schimbi, este mai mare. Putem? Nu, mai mare. Putem? Dacă depinde de depozit. Depinde foarte mult de depozit, depinde foarte mult. Numai că noi avem un avantaj că nu ne se mașă când deschidem lacul. Adică dacă am deschis bani și deschid și sălul, nu ne se mașă. Da? Numai pentru unul. Nu, pentru săl, de exemplu, dacă mă mașă pentru bani, dacă eu deschid lacul, pentru sălul nu ne se mașă. Da? După care, noi folosim metoda dată. Adăugăm volum. Noi, evident, că nu poți fi veșnic asta, dar să fie până în momentul când, cum a spus domnul Cristian, să fie aici un capcomer, da? Vedeți? Evident că aici trebuie să facem ceva, să întreprindem careva acțiuni. Evident că eu aici pot, în primul rând, până ajungi la capul ăsta, da, cu Uber, noi avem posibilitatea uneori să ieșim de lacă până aici. Cum să ieșim de lacă până aici? Avem tranzacția dată, minus 130 de puncte, avem săruista, săruista, și, de exemplu, eu văd că undeva, de exemplu, aici, eu dacă închid toate sărurile, da, și mai îmi acoperă banii. Este metodă de ședevat. Deci e mai simplu, e mai ușor. Și atunci să ne locomim, trebuie să ieșim de lacăt. Lactul nu este cea mai bună evoluție. Dacă, de exemplu, sălul ăsta și cu sălul ăsta și cu sălul ăsta mi-a copră mie minus 30 de puncte, este, eu îl închid. Și închideți. Nu, în ceasul regretați. Le-ați închis. Pentru că ideea este, trebuie că mai trebuie să ieși sălul ca în adaptul. Nu, evident că ești... Mai departe, cu atât mai greu pe urmă, adică ieși în plus, asta e ideea. Da, niciodată când eu eu da să închid țărul este și urmă a să deschid bani și oricum a să ajung mai departe sus. Poate să ajung așa, dar iarăși întinde masă, se întinde. În timp și în emoții și mai departe. Dacă aveți posibilitatea să închide țărul este 3 la un bani și să fie 0 sau într-o bani, i-ați închis și nu v-ați uitat. Spre exemplu, o metodă că mai trebuie lapte mare, de exemplu, diferența este mare, nu trebuie de 300 de puncte,
Champion că nu-ți primește, ați fiu minus mare. Eu închid sărul pizza și sărul dat. Pot pizza, dar în cazul doar poți să închid și în minus mai poți, adică aici lucrez în sărul dat, să închid în orice, poate închid într-o părere. Ce fac mai departe? Văd figură de schimb, eu aici nu fac, văd figură, văd străbatere, evident că și folosesc deja buy. 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 Am deschis tranzacția de cumpărare, impuls, corecție, impuls, corecție. Și iarăși folosesc buy la fiecare posibilitate. Până când eu folosesc buy? Din primul rând, de zero vista, buy ăsta nu mă ating. De zero dat, eu vom mai atinge când deja el va ajunge în limită. În limita, când el, de exemplu, mai are de câteva puncte și eu văd că el face o corecție. Și uneori eu recomand trader-ul, când, de exemplu, dacă să-l ridici, ca de nivel. Eu tot timpul, dacă o străbătut nivelul dat, dacă este să-l străbătut și dacă să-l să minus, oricum o să urmez o corecție. Oricum o să urmez o corecție, după care impuls. Este varianta dat. După care este altă modalitate. Având buyer deschisă, eu pot închid de la o jumătate de drum, o jumătate de volum din sărul dat. Adică eu pot să închid și 0.5. 0.5. Eu am buyer de dat. Dacă eu mă asigur cum să-l stop aici, pot să sigur cum să-l stop. Dar eu nu risc tot lotul. Nu descoper tot de la lotul. Pot să schimb 0.2, 0.5. Dar iarăși, am buyer de dat care este sprijinul meu. Buyer de dat este să-l profit, dacă el merge în direcția mea. Buyer de dat este sprijinul meu. În final, eu dacă văd chiar după ce situație, ca așa ești, eu văd că el crește, buy, crește. Și eu dacă văd ajung în sell și un buyer este să profit, eu pot să închid sell-ul și ala într-un 0, adică sell-ul să pot să-l închid în 0. Și dacă buyer este sunt egale cu sell-ul, cu buyer este, pot să-l închid. Wow. Sau pot să mai lăs mai departe, folosesc metoda mediere. Dar dacă întrebarea mea este, dacă ăsta cu primul pas, după al doilea, cu corecție, el totuși nu duce direct acolo, da? O idee iarăși, m-aș trebui să... Închid buy list-a. Eu cred cu tranzacțiile aleatorii, spun așa. Tu îți trebuie să faci analiză la el și... Da, da. Ce se întâmplă când noi deschidem la actul ăsta? Evident, de tot că apare emoții. De dată, traderul începe a trăi, uf, am schis la uf, hai doamne, și vede-l răsut la... piață, se uită la tranzacție, o, vidrul nu are alb, vidrul nu are neagră, începe a trăi. Acum începe a pune un ordin amânat. Ordin amânat trebuie să fie, de exemplu, dacă închidem sălul aici jos, trebuie să fie ca tu aici. Da? Și el acum își schimbă tranzacție, vidrul nu are alb, se bucură, vidrul nu are neagră, se întristează. Dar și încă un moment care eu l-am observat în urmă perioadă, la folosirea lactului, nu folosesc perioada H1. Nu folosesc perioada H1. Folosesc H4. Și chiar și poate și deli dacă laptele mai mare. Cred că perioada e H1, ce se întâmplă perioada e H1? Sunt multe, spune așa, nu cu manipulări, dar faptul psihologic influențează piața. Adică și sunt careva mușul de vie, și trader sunt foarte atent la lumânările date, și când în final el știe că H1, el merge un pic ca mușul, zic, urmează că mișcări de este, da? Și trader își înmuntră în panic și el dacă vede nu știu lumânările și cât mai rețin să-l așa că se întâmplă de la. Și el mai departe oricum duce sus. Deci folosesc perioade mai lungi, emoțional și tehnic, mult mai ușor să faci analiza în H4 și folosesc H4 pentru ușurile de lanț. Acolo se vedeți mai bine figură de schimb, e acolo se vede mai accentuat, dacă în H4 este figură de schimb, s-ar putea să fie o figură de schimb puternică. Mișcarea dată, impuls, corecție, vine tot mai bine. Cum e că abia o de pe GDP, da? Cât de bine se vede impulsul și corecție. În H1 e greu să te orientezi. Deci e pentru lanț, folosesc perioade de H4, recomandarea. H4 și deli. Acolo mai bine să înțelegi că să ieși de la cât și cum să va lucrați cu buy-ul, cu sell-ul și mai departe. Schideți sell-ul de date, să deschideți H1. Dar buy-ul este și sell-ul ăsta, îl închideți după H4. Retându-vă după H4. Și evident că ești acolo să schimbă. Da, ce? Când ajungi la 0, spre exemplu? Aici sunt momente diferite, în diferite situații. Dacă veniți cu buy-ul este de jos, de exemplu, aveți 1, 2, 3 buy-uri, aveți o sprijin de jos puternic, eu aș închide sell-ul ăsta și mai devreme. Și poate chiar și într-o minus sau un 0. Adică dacă aveți sprijinul dat, rezervul ăsta de jos în sos, dumneavoastră așa foarte ușor puteți vă lăsați ca să închideți sell-ul. Așa, să spre exemplu, e toată marja la cătul ăsta. Dacă toată marja și deja e după situația, numai după situația dată, dar asta e critică. Asta e doar situația după situația dată, să aștept, să ajungă dată, să deschizi tranzacție și să ieși așa. Adică asta e în situație când, evident că asta sunt în cazuri când traderul ăsta transează foarte riscant.
Și de asta de la început nu trebuie să fie în general, ca să fie tranzacție schis tot volumul cu 3-4 loturi și mari și nu mai fie deloc. Asta deja este dată, da, din start asta e pravană, da? Dar, dumneavoastră, asta în cazul care că nu-i marge deloc, evident că trebuie să schide tranzacție, este aici așa și așa. Trebuie să vă orientați numai pe schema numărul 1, să ajungă aici, să ne sufigură schimb, să închid și să stăm. Pe care schimbiți bani. Dar asta e critic, asta e eu aici deja foarte greu, emoțional, psihologic și de tranzacție. În astfel de situații, mai degrab, noi lacătul, nici baie este, nici celul dat, care noi avem lacăt, noi nu punem accent pe profil pe aceste două ordini. Adică, el nu pe nou ce creează? Nou îmi creează confort de liniște, adică noi am stopat minusul, pe noi nu ne afectează. Da. Nu se mai duce, indiferent în care parte nu s-ar duce piața, să știți că de dumneavoastră fiind de lacăt, minusul de fixat nu se mărește. El rămâne la aceeași. Pentru noi, asta ce e important? Nu asta ne dă posibilitate să ne gândim pentru a lua o decizie corectă, în continuare. Ținând cont că brandul VTI nu este puțin volatil, adică are o volatilitate destul de bună, în mod evident, cum a spus și domnul Cristian, folosim metoda adăugării. Cât merge piața în jos, adăugăm la căutăm momente de intrare potrivite pentru sell. Cum s-a întors în sus, căutăm momentele potrivite pentru buyer. În mod evident, asta, cum am menționat, dacă dumneavoastră dispuneți de marjă liberă și aveți posibilitatea să o deschideți. De asta niciodată nu recomand traderilor să puneți toată miza pe o singură sau pe două tranzacții. În asta și constă diversificarea noastră. Noi ca trader niciodată nu trebuie să punem accent pe o singură tranzacție. Deoarece succesul nostru depinde anume de volumul. Noi nu putem să punem accentul pe lactul dat și am oprit aici marja. Nici într-un caz, dacă vedeți că aici ați deschis sell, el se urcă sus și voi cu sell-ul ăsta sunteți în minus, nici într-un caz n-al închideți. Eu ce urmează, în continuare, după corecția asta, urmează un impuls în depreciere și dumneavoastră dacă îl închideți spre momentul, încă pentru cazul dat, e bine. Deoarece voi dacă aici pe undeva reușiți să-l închideți într-un minus mic, voi puteți să vă micșorați lactul. Dacă ați vă orientați și ați vă închideți după corecția dată. Asta la prima corecție. Deja aici nu mai merge vorba de asta. De aici încolo, din punctul ăsta de deschiderea sell-ului, merge vorba numai de mărirea lactului. Dar asta nu este corect. Și asta este riscant. Pentru mine, sell-ul ăsta și buy-ul ăsta sunt ordini bătute în cui. Eu la ele nu umblu, ele ne creează confortul, liniștea care am nevoie eu și în continuare eu mă acces pe căutarea altor momente cele mai potrivite de intrare. Cum am spus, metoda adăugării, în continuare aici mergem în sell, aici am buy și sell-ul dat, eu îl recomand să fie închis. Fie cum am menționat colegul meu, adică profitul. Dacă profitul de pe sell-ul este următoare prin metoda adăugării, nu ne acoperă distanța de lacă, eu tot aș recomanda să ieșim, să închidem buy-ul sell-ul. Este cu toate tranzacțiile să ieșim. Fără, da. Deoarece în lacăt noi știm cum e ușor de intrat, dar este puțin mai dificil, după cât vedeți, de ieșit. Și eu nu știu când a să ies, concret ca timp. Ca de exemplu, eu personal am avut lacăt de 4 luni jumate. Lacăt, în general, în traderii care transacționează, spunem, de exemplu, cu lacăt, vedeți că acolo e transacționare și termenul. Acolo este vorba, de exemplu, de făcut extragere la sfârșitul lunii sau de general. Da? Acolo este transacționare de 3 de lună, 3 luni, 4 luni, fost lacăt de un an de zile. Te depinde de, spune, de diferențe de lacăt, pentru că în mare parte traderii se apropie la noi, pentru că când aveți lacăt, mulți traderi nu se ușunea sau se sunt incomod, sau când aveți să vii la oficiu, să-ți cuite, că nu să vă ajutăm. Noi vă ajutăm traderi, da? Oferim o recomandare, fie atent aici și așa mai departe, dar sunt cazuri critici când traderul deja schide, când cum, nu mai are margine, da? Și ce se face? Și încă un lucru important pentru lacăt, da?
Cum a menționat și domnul Cristian, pentru sălul ăsta, dacă noi am pornit tranzacția la Dubai, dar eu am luat curs, adică e contrar direcției noastre, în mod evident, într-un săl, la noi marja nu se îngheață. Asta este un fapt, adică este foarte bine pentru mine. Și nu uităm că toată perioada asta, că de exemplu, cum și eu, 4 luni jumate, am fost în Lacăt, eu nu achit niciun comision. Svop. Vă dați seama acum, eu am un Lacăt și al țin deschis jumătate de an. Și achit în fiecare zi, adică Svopul pentru... Da. Aici e foarte important, scop trader. Deci traderul dacă are scop, că el, de exemplu, lunar să facă extragere sau lunar, să aibă un plan la care vrea să ajungă el, el nu știu dat asta între Lacăt. Eu vă spun sincer, persoanele care au scopuri bine stabilite, el nu știu dat între Lacăt. Ei mai vine închidă minus și se restabilesc peste o repede, peste o zi, două, trei și iau plus înapoi. E categoric. Eu am trader care iau scopii definite la două, trei luni vreau să fac, să procure ceva, și nu știu vreau să aud. Eu minus și eu, da, de ce? Pentru că eu mai bine... Am luat un minus, evident, chiar și... În momentul dat, știți care, că traderul când începe să tranzacționeze fără risk management, el începe stop-loss-ul, dacă îl spune corect, asta nu este critic în depozit. Ce se întâmplă? Traderul nu vrea să pune stop-loss-ul mai mare și îl calculează greșit și evident că el e minus mare, cumva minus mare și îl blochează. Da? De ce? Când pune mult stop-loss-ul, ori n-ar pune deloc și închide manual, în lacă nu vrea să pune, dar ori. Dacă stop-loss ar fi pus corect, el n-ar să-ți asta pe piață, pentru că oricum raportul în final este un profit. Un take profit, un stop-loss, trader fără stop-loss, m-a spus, nu sunt, nu există trader fără stop-loss, toți au stop-loss, absolut. De la trader care are o lună și până la cel care are 10 ani. Să facă cer pe piață în diferite situații. Da, când trader nu are scop și tare bine stabiliți pe scop, pentru că chiar în ce vorbeam cu un trader, sunt trader care se focusează pe profit. Sunt trader care se focusează pe lot. Nu le combinați una cu alta. Nu le combinați una cu alta, pentru că rezultatul ar fi zero. De ce? Pentru că când traderul se focusează pe profit, el are alte strategii, alte tranzacții pe termen mai lung, timp, pe o săptămână, pe două, dar când se focusează pe loturi, îl face în perioade mai scurte, pe suială. Că are nevoie să facă loturi, pentru că are un produs din partea companiei, un double hit sau un bonus, și el se focusează pe loturi. Eu, cum recomand traderilor, prima perioadă focusați toți pe profit. Ați făcut un profit, nu contează suma, 1.000-2.000 de dolari, după care, de exemplu, dacă aveți un produs, un double hit, un bonus, vreți merite să vă liberați de el, din profit, de exemplu, de 2.000 de dolari, din banii dați, neapărat să faceți numărul de loturi. E ca din banii dați, să fiți pregătiți ca să vă duceți în minus făcând loturi. Pentru trader, când faci loturi, el nu se focusează absolut deloc profit. În zero, închis tranzacție în minus, de exemplu, dacă ce potrivă, în profit micuț, pe final, trader, cum nu te duc în minus mare? Dar când se focusați, vreau să știți că în minus vă puteți duce din profitul activ care îl aveți piață în istorie închis, nu din banii noastre. De ce e focusați-vă de profit, după care pe numărul de loturi, dacă aveți așa scop, să finisați mai repede programul care l-ați luat la noi din la companie. Nu vă focusați pe ambele, să faci cașă, să faci greșit în strategii diferite total. De exemplu, chiar în instrumentul ăsta trigger, da? Lira turcească. Cine a scris tranzacție, cine a făcut bani pe dânsul. Domnul Andrei. Nu am un trader, a făcut sub plat depozitul timp de o noapte, 3 l-au schis baș, luni din viață l-au schis în profit, 3 loturi, nu, ne-a studiat acolo, trebuie la Real. Real, și, nu, evident că este o situație care, nu știți ce s-a întâmplat, să nu știți ce s-a întâmplat. Lira turcească, Erdogan a dat afară pe guvernatorul Băncii Naționale și lira turcească de Erdogan. S-a dus 10.000 de puncte sus. Evident că au scris careva baiuri și dimineața s-au scris, wow, și răspuns cum a fost, vin la oficiu, au scris dimineața mesaj, nu răspundeți. Prin ce s-a întâmplat ceva? Vin la oficiu și se așează acolo într-un birou, spune așa, Cristian, știi ce a făcut? Zic, ce a făcut? Zic, lira turcă? Zic, da. Zic, da. Zic, ce a făcut? Zic, ce a făcut? Bai. Bai. Zic, bă, zic, bravo, zic, mă bucur. Da. Zic, dar nimeni nu vine credit. Asta e așa, da, n-ați nimeni, doamna este mie că când se ieși ceva, a spus o greșeală în programul și s-a întâmplat așa ceva. Zic, tot ok, deja a făcut și extrage, trebuie să mai departe. Da, lira turcească, lira turcească este un instrument care pentru loturi.
Pilira... Da, i-am șters. I-am șters de pe platformă și a spus până la ștorul, este cază de drog și mă scot din brav. Pilira trucească este pentru rotări. Pilira trucească pentru mine pentru a face numărul de rotări. Nimic altceva, rotări. Pilira trucească a făcut foarte multe rotări, fiindcă cursul ei este foarte volatilă și permite posibilitatea dată. De ce? Ce spune de lira turcească? Că noi asumăm la viitoare un curs de lecții intensive, pe anume pe cum se face numărul de loturi, pe lira turcească, atunci sunt careva strategii. El nu lucrează după standard, pentru că este foarte, spune așa, caotic, uneori face câte 1000 puncte sus, până vine înapoi, are specificul ei și cum se lucrează pe anume cu lira turcească. Ei este pentru loturi, nu este pentru profit. Dar e că doamna a scris tranzacție și a încălcat regulă numărul 1, dar a încălcat-o și a făcut profitul care l-a făcut și foarte bucurați. Este posibilitatea dată, de ce eu vă spun... Cel mai rău atunci așa de încalci și să primești. Da, sunt de acord. Când nu ești, asta devine, să nu devine foarte curitemă. Cel mai grav e când trader, nu că grav, dar când traderul deschide o tranzacție, mai ales primele tranzacții, prima lună tranzacțională și face un profit mare. El atunci trebuie vreo 3-4 oameni să-l trag de picioare în jos. N-am pus trage jos, cât e euforie asta, cât e de puternic. Este un sentiment puternic, care dacă n-am pus controla, e greu. Deci euforia, euforie, fiți foarte atenți. Când luați un profit, recomandarea mea, să închizi calculatorul, bucurați-vă, duceți-vă, faceți o plimbare la aer liber, nu mai deschideți să aștept la tranzacții, în general nu faceți nimic, chiar o zi, două, trei, puteți stați tot. Și evident și când luați minus. Cunoați minusul de trader, toți se distrează, toți intră într-o oarecare depresie, toți cunoaștem evoluția trader-ului cum lucrează. Ați închis călătorul, duceți, luați pauză, odihniți-vă, stați cu familia și mai departe. Ieșiți din tot domeniul dat, pe perioada scurtă. Anume, situația dată. Dar se întâmplă atunci când trader nu are scop și când el se focusează pe multe lucruri dată. Adică, vedeți, și profit și loturi. Nu se poate făcut așa. Ori pe una, ori pe alta. Fiți foarte atenți la spate, fiind toți majoritatea au produs, au double hit, contrasigurate, bonusul nu contează, toți vor repede să facă produsul dat, pentru că și eu am fost așa, am vrut să fac repede condiții de produs, ca mai departe să-mi iau alt produs, ca să-mi creez depozitul la VIP, la mai mare și mai mare. Și când încerci să faci prea multe dată, nu o să mergi. Pentru că ei nu poate să gândească dată, două căi, nu poți să mergi pe două drumuri dată. Deci, deci, bun și pe care. Dacă trebuie să urmă noi, nu o să merg. Eu cred că informația care v-am dat-o va fi folos. Deja persoanele care nu au contestări, persoanele care sunt interesate de lecții intensive pentru lira turcească.